der Bildungspolitik? Was bedeutet Freiheit für unsere Politik der inneren Sicherheit? Was bedeutet Gerechtigkeit für die Bedeutung, die wir in Reform der Justiz beimessen? Urmează politica noastră socială principiul responsabilității individuale? Cum punem în aplicare principiul egalității în educație? Ce înseamnă libertatea pentru politica noastră de siguranță socială? Ce înseamnă pentru noi dreptatea, vorbind despre reforma justiției? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă urez să avem o conferință de succes. Am convingerea că dialogul între liberalism și democrație, conservatorism în PDL,
deci ca și în cadrul Mișcării Populare, va însemna în viitor recunoașterea acestei identități politice pe care o avem și în România și în Europa. Aveți cuvântul, domnule ministru. Și anume, acela de fundamentată posibil în fața dumneavoastră, contribuția pe care vorbim de creștin democrat, aducați-o mai doar la consolidarea de populare din comunități. Încep cu o dificultate. Există în interghișeri pe care lucrăm, tot atâta ambiurile de energie intelectuale, și acela că creștină democrația inspirată cu doctrina socială bisericii catolice ar fi o trefă, un organism străin, o doctrină care nu se poate aclimatiza într-o societate modelată de tradiția creștinului răsărită. Cea mai simplă doctrină politică modernă, mai întâi în România,